Farsele lui Duncan. Începe încă o zi din viața mea nefericită. De ce ai deschis ușa? Să intru repede să verific copiii. Cine a zidit ușa și a vopsit-o să arate ca... Duncan? Șef! Oh, nu! Am auzit că cineva voia să-ți facă o farsă. Voiam să te avertizez. Cred că a fost prea târziu. Păcat. Ce sete mie! Poate un pic de... Șef! Ia-ți flăcări din chiuvetă! Ai transformat chiuveta în brichetă? Posibil, dar poți să o dovedești? Nu? Atunci cred că am încheiat discuția. Burger pe balansoar? Owen, ai pățit ceva? Da, dar a meritat. Oh, nu! Cine ar face așa lucru urât? Eu cred că tu. Dar nu poți să mă pedepsești fără dovezi. Ar fi greșit. Pa, pa! Serios? O dără de coș de banane? Sperai că nu o să observ? Nu, n-am fost eu. Aha, dar cine a fost atunci? Nu știu, poate el? Cu minte gorilă! Știu că tu ai fost! Într-o zi o să te prinde în acțiune și farsele tale vor lua sfârșit. Chiar dacă eu aș face aceste lucruri absolut minunate, nu mai prinde niciodată. Recunoaște, nu mă pot supraveghea non-stop. Are dreptate. Dar poate nu trebuie să supraveghez non-stop. Am o mulțime de ochi la dispoziție. Da, șef, ești un om foarte inteligent. Cum de-am uitat că ești aici? Am nevoie de cineva în interior. Cineva care știe mișcările lui Duncan. Vrei să mă ajuți? Șef, mă insulți! Nu aș trăda niciodată un prieten. Gratis. Am înțeles. Ce ai zice ca de fiecare dată când îl părăși pe Duncan, primești un carton de lapte cu ciocolată? E de calitate bună! Ne-am înțeles? Da! Dai! Ador să mă joc cu furnicile roșii. E momentul ghindelor. Va fi foarte distractiv. Salut, Cody. Dacă vrei o veveriță, spune ce. Ce? Hei! Veverițele! Ajutor! Mi s-a făcut o farsă cu veverițele. Da, o să fie amuzant din atât de multe motive. Lăptarul? Sunt nas înfundat. Recepție. Te ascult, nas înfundat. Recepție. Avem o farsă cu veverițe în desfășurare la locul de joacă. Repet, farsă cu veverițe la locul de joacă. Recepție. Farsă cu veverițe. Nu pe tura mea. Ai fost prins. Ce? Dar cum ai aflat? Aia este o roșie? Nu, e vișiniu aprins. Poate vei învăța care e diferența cât timp ești pedepsit. Acum treci. Oh, vai. Poftim, ai meritat-o. Șef, acesta este începutul unei prietenii frumoase. Te-am prins, pedeapsă. Te-am prins, altă pedeapsă. În regulă, e timpul pentru clasica farsă cu aterizarea avionului în curte. Haide, am nevoie de asta. Nu mi se pare că acolo ar fi un aeroport. Dar luminițele nu mint. Da, vină cu coace. Te-am prins, dă-mi astea. Șterge-o, avionule. Nu din nou. Nu, toarce-te. Mult noroc data viitoare. Știi ce ai de făcut. Treci. Pârâtul e o treabă foarte grea. Dar ador laptele cu ciocolată. Cred că o să mai câștig o cutie. Trebuie să aștept să facă Duncan ceva rău. În orice moment. Haide! Fă ceva! Tortul ăsta e așa de mare că nu văd pe unde merg. Sper să nu cad. Da, stai că vine. Vai, iarăși îmi iese lenjeria din pantalon la spate. Duncan nu va rata niciodată șansa să-l tragă pe Owen de lenjerie. Bine,
Mă duc să mă asigur că mai respiră. Salut, Duncan! Te simți apt de farse? La ce bun! Nu știu cum, dar se pare că șeful îmi știe fiecare mișcare. Cariera de farsor s-a terminat. Ce? Nu! Dacă tu nu mai faci farse, Beth nu mai obține suc maro de mu! Suc maro de mu? Mai tot pârât la șef ca să-ți dea lapte cu ciocolată? N-aș face asta, dar am făcut asta. Așa că, da, ești supărat pe mine? O să consider că ai zis oare. Stai, de ce să fiu supărat când te poți revanșa? Te ascult. Presiunea devine tot mai mare, apară șef. Tot mai mare, știi? E viața mea în joc și pasărea asta nu mai ciripește pentru că nici laptele nu mai e ce-a fost. Da, n-am înțeles absolut nimic. Dacă mai vrei să vin să părăsc, îmi dai două cartoane de lapte cu ciocolată. Devine prea costisitor. Dar l-am prins pe Duncan în corzi, nu pot să renunț acum. Skonks în pachetel, te-am prins. Apă cu pirania, te-am prins. Spectacol aerian, te-am prins. Te-aș fi prins mai repede, dar a fost surprinzător de distractiv. Cel mai mare premiu, poftă bună. Noi mulțumim. Stai o clipă. Ce ai zis? Era pronumele de politețe, despre mine vorbeam, doar eu. Nu le împărt cu nimeni dacă l-a stat gândit. Ei bine, n-am niciun motiv să mă îndoiesc de asta. N-am știut că merită să fii prins. Trebuie să tai costurile și să măresc cantitatea. Da, continuă să bei sirop de ciocolată, Joiana. Cât timp îl păcălesc eu pe Duncan și nu mă păcălește el pe mine, continuăm jocul. De ce, Zed? Sunt tras pe sfoară? Aha, mai sunt și alți ochi în această grădini. Se întâmplă multe nefăcute în această grădiniță, iar asta nu-i bine deloc. O mulțime de povești care pot fi spuse. Eu am nevoie de poveștile potrivite ca să povestesc. Mă ajutați? Nici o grijă, poți să te bazezi pe noi. Dar o să te coste 5 cartoane de fiecare dată. 5. 5? Bine. Aha! Am fost tras pe sfoară din nou? Oh, nu te uita așa la mine. E și vina ta în aceeași măsură. Tobogancul lată și ceapă! Ce viață bună avem și e atât de ușor. Da, prea ușor. Care-i problema ta? Primim mai mult suc ca niciodată și facem mult mai puțin. Da, dar îmi lipsește ceva. Eu vreau să fac farse adevărate. Îmi lipsește pânda, țipetele, râsul. De fapt, râsul meu. Duncan, puiule, ascultă. Dacă schimbi jocul acum, se termină laptele. Trebuie să respecti planul. Priceput? Recunosc, n-aș fi crezut că o să ajungem noi doi vreodată la o înțelegere. Am încercat calea ușoară, șef. Nu-i pentru mine. Mai bine risc să fiu prins în timpul farsei decât să fiu recompensat pentru ceva ce nici n-am încercat. Da, ăsta-i Duncan pe care-l știu. Să vă explic. Nu va mai fi lapte cu ciocolată. Duncan va continua să facă farse, iar eu voi încerca să-l opresc. Fără succes. Nu te-ai gândit prea bine, șef? Nu o să-l prinzi niciodată singur. Ai nevoie de noi. Nevoie de noi. Înțelegerea a căzut, Beth. Și cred că o să afli că sunt mai priceput, iar Duncan nu va mai reuși să facă farsele la fel ca în trecut. Duncan? Nu! Duncan, nu! Pentru prima farsă, să vedem ce se întâmplă dacă fac puiul ăsta să producă mai mult. Duncan, te duci direct la locul de pedeapsă. Mi-a lipsit asta. Da, și mie. Pa, 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 la, la. În căutarea perfecțiunii. Izzy, iar ai pus budincă pe tobogan?